de 4 zile, la finele lunii aprilie, s-a desfășurat la Cluj-Napoca cel mai mare târg agricol din Transilvania și al doilea ca mărime din țară. Aflat la cea de-a 19-a ediție, Agraria a reunit peste 250 de expozanți și mii de vizitatori. Printre expozanții care au participat s-au numărat producători și distribuitori de mașini și utilaje agricole, echipamente pentru zootehnie, echipamente și unelte pentru gospodăria țărănească, furnizori de semințe, furaje și nutrețuri combinate, producători și distribuitori de tehnologii și instalații pentru creșterea animalelor de rasă, dar și fermieri crescători de animale. Oferta de produse a fost una bogată, iar vizitatorii au avut de unde alege. Acesta e un șinec pentru încărcare rumorcilor, pentru cereale. Avem fertilizator pentru îngrășăminte chimice, avem tocator acesta pentru toaca râstă vegetală, rumorci diferite modele și mărime. Mai avem acolo rumorcă tehnologică pentru pregătirea hrană animalilor, pluguri, pulverizator, fertilizator. De fapt, am zis de la prelucrare solului până la aproape, la final, la cereale să ducem de pot, afară de tractor și combina avem tot ce trebuie. Pentru a atrage cât mai mulți clienți și în special cumpărători, firmele participante au expus la Agraria cele mai noi modele de pe piață în materie de mașini și utilaje agricole. Spuneți-mi câteva cuvinte despre acest sistem GPS pentru tractoare. Bună, sunt sisteme care se montează pe tractoare, în funcție de semnal, pot fi de trei feluri. Poate fi semnalul gratuit care este EGNOS, semnalul Omnistar, care se plătește lunar sau anual sau trimestrial, cum doriți, și semnalul RTK, se folosește această stație mobilă pentru 2 cm precizie. Sistemele sunt manual, asistat sau integrat, automat, prin apăsarea unui singur buton. Tractorul se intră pe linie și se ghidează singur. În acest fel este productivitate maximă, se formează linii foarte drepte și nu au loc, nu știu cum să vă spun, este productivitate maximă, ca să vă spun așa. Iată că tehnologia ajunge din ce în ce mai mult și în agricultură. Exact, asta e și ideea. Cât mai multă tehnologie, cu atât mai bine din punct de vedere al productivității, ca să zic așa. Așa cum era de așteptat, cel mai mult spațiu a fost ocupat de tractoare, combine, utilaje de erbicidat sau semănători. Pe lângă clasicele modele de tractoare, unele moderne cu dotor de ultimă generație au captat atenția. În spate este un tractor Puma 160 de cai, putere nominală. Asta înseamnă este un tractor care se adresează fermelor de peste 200 de hectare, în general. Asta ca să se justifice și costul pentru investiția realizată de fermier. Ca și detalii tehnice, este un tractor, am zis, 160 de cai putere, se pretează la orice muncă în câmp, atât de pregătirea patului germinativ, de arătură, de semănat, de aplicat tratamente. Evident, cu adaptările necesare, știu și eu, roți înguste sau alte detalii de genul acesta. Așadar, ne spuneți că e pentru suprafețe medii, să spunem, nici cele foarte mici, nici cele foarte mari. Da, dacă e să luăm așa în condițiile generale din România ca și exploatații, da, este pentru fermele mici, medii, așa, peste 200 de hectare, am zis, se folosesc și în fermele mai mari, pentru lucrările mai ușoare, unde nu se justifică consumul de motorină foarte mare, la tractoare foarte mari, pentru aplicații, știu și eu, doar de transport sau de tractat diverse mașini de stropit sau alte implemente care nu au nevoie de foarte multă putere.
pentru a ține pasul cu tehnologia și chiar pentru a fi în fața concurenței, unele firme au dotat utilajele cu cele mai moderne sisteme. Consumul este, ce să spunem, top. Top în ceea ce privește performanțele de consum. Este ceva extraordinar la acest tractor, asta datorită tehnologiei extraordinare care stă în spatele acestui tractor, pe tehnologie de limitare a noxelor, se folosește tehnologia cu adaos de AdBlue și asta nu afectează absolut deloc performanțele motorului în ceea ce privește funcționarea lui. Motorul funcționează normal, este un motor diesel foarte bine pus la punct, cu consum redus, iar partea de neutralizare a gazelor se realizează după la ieșire din motor. Deci este, din punctul ăsta de vedere al consumului și al performanțelor pe care le scoate, este un raport extraordinar. Îmi spuneați mie mai devreme că este vorba de acest sistem care trebuie să fie luat în considerare și adaptat la toate utilajele pe viitor. Da, deci la toate mașinile din agricultură, știu și eu, normele de poluare Tier 4 finale vor trebui adoptate de toți. Acum fiecare, în funcție de producători, până acum a adoptat una sau alta, o tehnologie sau alta cu AdBlue. Și oricum până acum s-a dovedit în materie de consumuri a fi soluția câștigătoare și efectiv și în partea asta, și pe latura de reducere a noxelor este soluția câștigătoare, deoarece fără acest sistem cu AdBlue nu se poate. Deci și dacă alți producători au ales alte tehnologii, nu vor avea de ales, undeva prin 2014 vor fi nevoiți să treacă și la AdBlue. În mod evident, datorită dotărilor, performanța tractorului respectiv este remarcabilă, iar prețul pe măsură. Poate fi achiziționat, evident, în funcție de echipări, de opțiuni, de dotări, 74-77 de mii, am zis, aici variază foarte mult în funcție de opțiuni. Evident, dacă vrem să-i punem foarte, foarte multe opțiuni, ca și în industria auto, ajungem și la costuri mari și la termene de livrare mari, dar pentru tractorul din spate, de exemplu, este dotat suficient de bine pentru a satisface nevoile majorității fermierilor și operatorilor. Una dintre firmele participante la târg a expus prototipul unui tractor. Acest roboțel tractor se folosește pentru spațiile în care un tractor normal nu are acces sau este foarte înclinat și nu poate să lucreze. Așadar, cu acest roboțel se poate lucra în spațiile greu accesibile pentru un tractor normal. În principiu este un utilaj destinat pentru, să zic așa, primării sau pentru municipalități. Fiind costul puțin mai mare, un fermier cu teren foarte mic nu cred că și l-ar permite. Alți expozanți au atras atenția asupra lor datorită faptului că au expus în standul lor unul dintre cele mai moderne utilaje aflate pe piață la ora actuală. Acesta s-a făcut remarcat și datorită dimensiunilor sale. Anul acesta prezentăm un utilaj produs în Statele Unite, care este un utilaj de top la nivel mondial, este dintre cele mai performante existente la ora actuală. Este o mașină universală care în principal este folosită pentru erbicidat, dar poate fi folosită și la fertilizare sau se poate transforma în mașină pentru castrarea porumbului. E o mașină cu niște caracteristici tehnice superioare față de tot ceea ce există pe piață, fabricat de alții. Cam care ar fi costurile și capacitatea acestei mașini? Dacă vă referiți la capacitatea rezervorului său, poate fi de la 4.000 la 6.000 de litri. Foarte importantă este viteza de lucru, pentru că mașina lucrează pe câmp cu 32 de km pe oră, ceea ce asigură o productivitate extrem de ridicată.
Fiabilitatea este maximă deoarece a fost studiată ca o mașină creată să lucreze în regim intens, la viteze mari, iar din punctul de vedere al prețului, acesta depinde mult de varianta aleasă și de echiparea fiecăreia, pentru că sunt unele opțiuni care pot fi adăugate la fiecare dintre modele. Prețul este între 280 și 350 de mii de euro. Dacă afară, în aer liber, oamenii s-au plimbat printre diverse mașini, utilaje și unelte agricole, în cele două pavilioane ale centrului comercial în care s-a desfășurat târgul, vizitatorii s-au delectat cu produse tradiționale din carne sau brânzeturi ecologice, uleiuri presate la rece, dulciuri, produse apicole, produse de panificație, siropuri și alte asemenea bunătăți. Fiecare producător sau expozant în parte a încercat să atragă cât mai mulți clienți, nu doar cu ajutorul produselor, ci și cu o strategie de marketing și cu un stand frumos aranjat. Un astfel de exemplu este cel în care se regăsesc uleiurile presate la rece, produse în localitatea Luna din județul Cluj. Spuneți-mi ce înseamnă o afacere de familie în care produceți uleiuri, o marcă deja cunoscută. O afacere de familie este cu totul diferită de ce înseamnă un loc de muncă, fie el și într-o multinațională, așa cum am, de unde am plecat eu. Este o altfel de satisfacție pe care ți-o oferă, o altă implicare și, într-adevăr, brandul pe care îl încercăm noi să-l creăm în momentul de față se dorește a fi un brand premium și o încununare, până la urmă, a muncii pe care părinții mei au desfășurat-o începând din 98. Așadar, o afacere de familie transmisă din generație în generație, să sperăm că se va întâmpla la fel și în continuare. Exact, asta este ceea ce ne-am propus și asta este ceea ce ne dorim să facem. Să fie un produs pe care oamenii să-l recunoască prin prisma prospețimii, calității și bunului gust. Pentru a înțelege cu adevărat în ce constă munca celor care produc ulei presat la rece, dar și pentru a afla care sunt caracteristicile sale și de ce ar trebui să-l alegem, am cerut o explicație. Uleiurile presate la rece sunt uleiuri net superioare uleiurilor rafinate, pentru că, în primul rând, ele nu trec prin niciun procedeu termic sau chimic. Procedeul de obținere este un procedeu mecanic, printr-o soarcere mecanică. Asta înseamnă că toate proprietățile pe care semințele pe care noi le presăm se regăsesc în semințe, se regăsesc și în uleiurile noastre. La fel de apreciate și degustate au fost produsele tradiționale din carne, specifice zonei Bradului din județul Hunedoara. Produsele sunt făcute în primul rând tradițional, produse cu rețete proprii, care le are firma. În special se promovează vișlii de Brad, care sunt acolo, dacă îi vedeți, în vitrină. Specifici zonei, da, Bradului, din țara Zarandului, știu eu, avem produsele, jambonul ăsta mare, dacă îl vedeți aici, da, tobă, știu eu, tot felul de pastramă de oaie care nu prea face toată lumea. Nici produsele lactate nu au fost trecute cu vederea. Acestea s-au bucurat de un real succes în rândul vizitatorilor de la Agraria, cu atât mai mult cu cât produsele realizate în fabrica de la Ibănești, din județul Mureș, sunt tradiționale și ecologice. Deși produsele sunt de o calitate superioară, dificultățile cu care se confruntă producătorii nu lipsesc. Avem o gamă vastă de produse lactate, atestate tradiționale de Ministerul Agriculturii. De 3 luni de zile am atestat fabrica ca producătoare de produse și ecologice.
Deocamdată avem cam prea puțin lapte ecologic, procesăm doar un singur produs ecologic, cașcavalul de Ibănești, cu care am participat cu brio și la Biofag, la Târgul Internațional de Produse Ecologice, unde am reprezentat România. Și în momentul de față așteptăm să avem cât mai mult lapte ecologic. Avem în conversă mai mulți producători care sunt anul 3, care trebuie să certifice, să putem scoate pe piață cât mai multe produse ecologice. E cea mai mare cerere din afară de produse ecologice. Dar în momentul de față certificările costă foarte mult, în jur de 900 de lei și producătorii mici, că de acolo pleacă, de la furcă, de la țăranul român, nu-și poate certifica, fiindcă costă foarte mult. Dar din sărăcia asta, din 90 până acum, ne-a dat un atu în plus. N-am avut bani, țăranul român, fermierul român să arunce îngrășăminte chimice, a fertilizat sorul cu îngrășăminte naturale și a scos o mană. Suntem ca un șofer care face parcări laterale la milimetru, dar nu avem permisul de conducere. Asta înseamnă că nu avem certificatul care să demonstrăm că pământurile noastre sunt ecologice. Încă o dovadă a faptului că târgul a fost un bun prilej de întâlnire între specialiști și fermieri este prezența fostului director al Direcției pentru Agricultură Cluj, Ilarie Ivan. Cultura trebuie să devină o forță economică importantă a țării, trebuie să mâncăm produse românești, nu neapărat din patriotism, ci în primul rând datorită faptului că ele sunt mai sănătoase, mai ecologice. Și dacă toată lumea știe așa, cei mai avizați și mai puțin avizați, că astăzi românii mănâncă din import 70-80%, în situația în care ar putea să hrănească, să zicem, fără nicio exagerare, 80 de milioane de oameni, cred că agricultura merită acest sprijin. În câți ani credeți că vom ajunge să mâncăm 70-80% produse românești și doar 20-30% din import? Eu sper că acest lucru se poate întâmpla în 2-3 ani de politici bune. În 4-5 ani s-ar putea ajunge să începem să exportăm, adică să contrabalansăm balanța de comerț exterior cu produse agroalimentare. Dacă sfaturile pe care le primim în ultimul timp tot mai des fac referire la consumul de produse realizate pe plan local de micii întreprinzători, produsele tradiționale au început să fie din ce în ce mai căutate de tot mai mulți oameni. Aici avem astăzi niște produse locale și tradiționale. După cum vedeți, prăjitură cu brânză de vacă și frișcă 100% naturală din lapte. Avem pâine de mălai, un produs tradițional care se consumă încă în țara Oașului foarte mult și, bineînțeles, celebra pălincă de Turs, care este și un brand înregistrat la OSIM. Este cel mai reprezentativ produs al locului. Produsele de panificație, atât de consumate de români, au fost și ele bine reprezentate. Pâinea de pecica pe care colega Marinela o prezintă astăzi este într-adevăr un produs extraordinar. E foarte bun din punct de vedere al calității, dar și e o certificare a faptului că este produs din ingrediente curate, am putea să spunem chiar bio. E un produs care este foarte apreciat în zona din care provine, dar trebuie să fie promovat și cunoscut și de alți consumatori. Așa cum se întâmplă an de an, târgul se bucură de prezența unor firme din afara țării. La ediția din acest an, pe lângă România, au fost expozanți din Ungaria, Germania, Italia, Austria, Belgia, Danemarca, Anglia, Franța, Spania și Bulgaria. Una dintre firmele participante și-a prezentat la târg oferta de cântare și sisteme de cântărire. Utilajul acesta era conceput pentru însecuirea și cântărirea produselor granulare. Acest tip de dozator este special pentru produse granulate, semințe sau diferite granule de orice natură. Sistemul funcționează în sistem brut de cântărire, ceea ce înseamnă că cântărește direct în sac. Se introduce sacul gol, se face tara sacului,
după care se introduce produsul în sac și la atingerea greutății prestabilite se oprește dozarea și se eliberează sacul. Sacul cade pe bandă, unde vine transportat și vine cusut, închis cu mașină de cusut. Ca și productivitate, acest tip de utilaj, având dozator gravitațional și cântărire în sistem brut, are o capacitate în medie 150-180 de saci pe oră, care este o capacitate garantată de producător. Practica ne arată faptul că de multe ori cu 10-20% această productivitate este depășit în plus, pentru că operatorii, având o anumită experiență pe parcursul timpului, deja învață utilizarea utilajului și de obicei un 10-20% în toate cazurile au fost depășite aceste capacități, dar 180 este garantat de producător pentru aceste tipuri de produse pentru care este conceput. Acesta însemnând la saj de 50 de kg poate să fie până la 8-9 tone de produs pe oră. Pentru produse mai ușoare și pentru saci mai mici, numărul de saci fiind același, capacitatea în tonă va fi mai redusă. În ceea ce privește costurile lui? În ceea ce privește costurile lui, acest tip de utilaj cu toate accesoriile, ceea ce ar fi buncărul de alimentare, scheletul de susținere, banda transportare, mașină de cusut, este situat undeva în jur de 13-14 mii de euro, care include și transportul și montaj. Un alt utilaj care a stârnit interesul vizitatorilor târgului a fost o instalație de însăcuit. Utilajul acesta era conceput pentru însăcuirea produselor tuberculate, cum ar fi cartofi, ceapă, eventual castraveți mai mărunt sau pentru așa ceva. Utilajul acesta, având piesele componente pe ele, este conceput pentru cantități de 5-30 de kilograme și are o capacitate de 120-130 de saci pe oră. Ceea ce ar însemna în 8 ore, în cazul cartofului, un saj de 25-30 kg, 20-30 de tone pe schimb. Ceea ce ar fi producția unui agricultor mic sau mijlociu. Deci nu este conceput pentru industria foarte mare, dar pentru producătorii mici și mijlocii poate să fie soluția perfectă. Complicat, este greu de lucrat cu el? Nu este deloc complicat, are o bandă transportare înclinată, care este prevăzut cu două viteze. Cu viteza grosieră, cu viteza mare, încarcă abundent 90% din cantitatea însecuită, iar la sfârșitul dozării se încetinește și cu viteza cea mică dozează ultimele bucăți, ca să fie și precizia, exactitatea dozării. Aici, la utilaj, trebuie să fie prevăzută o bandă orizontală prin care se alimentează uniform cu produs, dar în partea cealaltă se introduce sacul și de acolo se extrag sacii deja încărcați cu produs. În cadrul târgului s-au desfășurat mai multe simpozioane și conferințe, au avut loc demonstrații cu utilaje, expoziții și prezentări de animale, bovine, bubaline și ovine. Expozanți și vizitatori, specialiști, fermieri și simpli curioși, cu toții s-au bucurat de noutățile prezentate în cadrul Târgului Internațional pentru Agricultură, Industria Alimentară și Zootehnie, ediția 2013.